Eu sunt Amira și astăzi vreau să vă povestesc o carte care se numește Pisici vs. Câini. Această carte este de la editura Corin Junior și chiar este foarte frumoasă, așa că vreau să le mulțumesc celor de la Corin Junior că mi-au dăruit-o. Este o carte amuzantă, bine povestită și cu niște desene foarte frumoase. De exemplu, acesta. Sau acesta. Și multe altele, aproape la fiecare pagină. Desigur, cartea este despre câini și pisici, după cum spune și titlul, și în special despre o pisică pe nume Molly și un câine pe nume Oscar. Aceștia merg într-o tabără cu familia în timpul verii. Și, cum știți foarte bine că pisicile și câinii nu se pot suporta, nici Oscar și Molly nu se suportă unul pe celălalt. Însă, atunci când ei se pierd în sălbăticie, ei trebuie să învețe să lucreze împreună ca să poată să ajungă înapoi în lumea civilizată. Pe de altă parte, și familiile lor sunt îngrijorate, însă nu reușesc să colaboreze pentru a reuși să-i găsească. Într-un final, după foarte, foarte multe peripeții în care dau și peste animale sălbatice, dar și peste unele care sunt foarte amabile cu ei, ei sunt aproape, foarte, foarte aproape de a ajunge înapoi. Însă, ei dau peste și mai multe probleme. Credeți oare că vor reuși Molly și Oscar să ajungă în lumea civilizată și vor deveni prieteni sau se vor urî în continuare cum au făcut până acum? Răspundeți la aceste întrebări citind această carte, Pisici vs. Câini. Vă recomand cu mare drag și ne vedem și la alte povestiri. Pa!